Singura soluție pentru Arpechim rămâne privatizarea și chiar dacă nu se mai prelungește agonia încă 6 luni, în cazul în care nu apare un investitor serios, nu se va face nimic, a declarat vicepreședintele PSD Ion Mânzâna. Speranța că totuși va veni un investitor serios care va scoate din această colaborare Arpechim-Olchim profitul acela. Problema e dacă își însușește datoriile pe care le are Olchimul la bugetul statului, este 1,8 milioane de lei numai creanțe către Avas și către termoelectrica. Liderul PSD a mai declarat că de-a lungul vieții a văzut și documente care privesc flota și Olchimul, iar concluzia este că toate datoriile sunt rodul unui management defectuos și singura salvare este privatizarea.